Salutare prieteni, sunt Vlad și da, m-am apucat de vlogging. Ce m-a determinat să mă apuc de vlogging? Ei bine, povestea e una mai lungă. Petrec timpul urmărind diversi creatori de content, mai ales vloggeri de tech, și o să spun că urmărind ceea ce realizează aceștia, m-a inspirat să încep și eu un canal de vlogging. Un alt lucru care m-a inspirat să fac vlogging ar fi faptul că cu câțiva ani în urmă vedeam că diversi prieteni de-ai mei și cunoscuți își fac bloguri. Și acum probabil o să te întreb care e legătura între bloguri și vloguri. Ascultă povestea până la capăt și hai să înțelegi. Practic, ei pe blogurile lor scriau despre diverse lucruri. Despre experiențe personale sau despre diverse subiecte de interes general și multe, multe alte subiecte. Acest lucru îl poate face foarte bine și un vlogger. În loc să înșire niște text pe o pagină web, el practic povestește despre toate lucrurile despre care ar putea scrie un blogger într-un video. Așa pe scurt, un vlog e tot un blog, dar în format video. Și acum să revenim la poveste. Faptul că prietenii mei aveau bloguri m-a determinat să încep și eu să-mi creez un astfel de blog, doar că datorită faptului că mai aveam și alte lucruri de făcut, am cam abandonat ușor-ușor această idee. Dar, recent, lucrând la un material video pe care am vrut să-l trimit unor prieteni, mi-am dat seama că aș putea foarte bine să mă apuc de vlogging, pentru că la editare video mă pricep, cu vorbitul în fața camerei, să zicem că e un pic mai complicat, dar cu exercițiu am zis eu că problema asta o să se rezolve în timp. Totul e să mă pun pe treabă. Și uite că a venit și ziua în care am început să lucrez la primul meu blog, adică acesta. Apropo, dacă vrei să-l vezi, îți las un link în descriere. Deci, a venit ziua de 1 decembrie, eu eram la Timișoara, vremea era numai bună de plimbat și, prin urmare, m-am hotărât să ies din casă. Iar după ce am terminat de lucru, mai pe după amiază așa, m-am pregătit și am ieșit la o plimbare prin Timișoara. Ocazie cu care am și filmat pentru ceea ce avea să fie primul meu vlog. Mi-a luat un pic mai mult să îl editez, deoarece mai aveam diverse proiecte la care trebuia să lucrez și fac și editare ca să pot finaliza vlogul și apoi să-l urc pe YouTube. Dar uite că după un timp ceva mai lung decât mi-aș fi propus, am reușit să-l finalizez și să îl încarc pe YouTube. În ce privește tipul de conținut pe care doresc să-l postez pe acest canal, voi încerca să fac în așa fel încât conținutul să fie variat. Adică o să vedeți clipuri în genul clipului pe care l-am postat. Voi încerca să realizez clipuri în care vom povesti pur și simplu pe diverse subiecte. O să vedem pe parcurs ce reușim să facem, dar țelul meu e ca conținutul să fie unul cât se poate de variat și cât se poate de interesant. Acum, pe final de video, vreau să vă las o provocare. Nu știu, poate și voi, la fel ca și mine, ați urmărit și urmăriți diversi youtuberi care vă inspiră să vă apucați și voi de creat conținut. Dacă da, sfatul meu e să vă apucați de treabă. Nu este complicat, oricine are un canal de YouTube, probabil în acest moment ești logat pe YouTube cu un cont Google care îți permite fie să dai subscribe, fie să dai like, fie să lași comentarii.
Dar, mai mult decât atât, dacă te loghezi cu contul Google pe YouTube, ai posibilitatea să încarci videoclipuri. Deci, tot ce mai rămâne de făcut e să te apuci de treabă, adică de filmat, de editat și de uploadat. E bine, cam atât pentru astăzi. Eu am fost Vlad. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă un like, dă un share ca să vadă și alții și dacă vrei să vezi ce mai apare nou, dă și un subscribe și apasă pe clopoțel ca să primești notificări. Ciao!